Cafeaua nației te cheamă la revoluție. Tu ce bei? Cafea sau zeamă de cenușă? Mincinoșilor și mușcă, mușcă, trage, trage. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Ce se aude, mă, frate? Dar cine să fie la ora asta, că e trecut de 10 jumate? Cine mai muncește, mă, la 10 jumate seara în România? N-ar trebui să se audă nimic în afară de manele. Cred că-s băieții de la Ministerul de Finanțe, da, iar umblă ei pe codul fiscal, dau cu ciocanul, mai modifică ceva pe acolo. Ar trebui să se introducă rubrică specială pe la știri. Cum e rubrica meteo, să fie și una cu schimbările astea din domeniul fiscal. Și să prezinte tot amantele politicienilor. Bună seara, să știți că avem cod galben la finanțe. În jurul prânzului se modifică baza de calcul a contribuțiilor, iar spre seară se vor modifica din nou, mai ales în zona de munte. Urmează sport! În 2017 s-a intervenit de peste 260 de ori. Antreprenorii se plâng că au pierdut șirul modificărilor, lucru care le zădărnicește eforturile de dezvoltare. Acum, ministrul finanțelor vrea un nou șir de consultări cu sindicatele și patronatele pe această temă, iar spre sfârșitul anului să avem un nou cod fiscal. Putem vorbi despre un cod fiscal modern și european în sensul cel mai bun. Ia uzi, anul trecut s-a intervenit pe codul fiscal de 261 de ori. Asta nici măcar țopăială fiscală nu mai e, cum îi spunea Iohannis. E deja un fel de sârbă, mă, de bătut, așa, e mai tare și decât dansul călușarilor. Și i-auzi una, i-auzi două, 269. Da, sigur că nu toate modificările sunt în sens rău sau greșit. Greșit e că nu suntem în stare să găsim odată o formulă decentă și să o ținem pe aia. Da, gata, ați văzut ce a zis domnul Teodorovici. La anul o să avem un cod fiscal european și modern în sensul cel mai bun. Dar de ce coane? Ce sens are, mă? Unde ne grăbim? Și de ce european? Că n-au trecut decât 11 ani de la aderare. Lasă-mă că nu arde. Ați mai trecut și contribuțiile de colo-colo. În Europa nu se face așa. Ce ne-a venit acum? Ca să nu mai spun că până în 2019 s-ar putea să schimbăm și guvernul de vreo 3 ori, nu doar codul fiscal. Ziceam la început că ar trebui urmărite modificările ca la rubrica meteo. Am greșit. Ar trebui un live textat. Da, ca la sport, ca la meciuri. Minutul 24 iese Ionuț Mișa, intră Orlando Teodorovici. Minutul 38 iese Teodorovici, intră Darius Vâlcov. Minutul 40, modificare de scor în codul fiscal, dosarul cu șină trebuie să fie maro și nu albastru, cum s-a stabilit în minutul 10. Acum intrăm în minutul 42, legătura la Ilie Dobre. Da, deci în cupa la cupa Federației Internaționale de Handbal Feminin, Rude, ce înseamnă? Formația... Nu, că nu-i de râs, e de plâns. Uite, cam așa ceva e și la codul fiscal. La fel de coerent. Cafeaua Nației. Pe stareanației.ro și aplicația Starea Nației.